Duminică seară, în jurul orei 19 și 15 minute, pe DJ-209A, în localitatea Găinești, Comuna Slatina, un conducător auto de 23 de ani, localnic, posesor al permisului de conducere categoria B din 2009, în timp ce era la volanul mașinii sale, a surprins și a accidentat pe un localnic din Găinești. Pietonul se deplasa pe partea carosabilă a drumului, pe partea stângă, având în vedere direcția sa de mers. El a fost lovit în plin de mașina care venea din sens opus. Din accident a rezultat vătămarea corporală gravă a pietonului, care a fost transportat în stare gravă la Spitalul Județean. Pacientul a fost transferat la unitatea de primire a urgențelor, agitat, cu cefalee intensă, cu o fractură deschisă la nivelul gambei stângi. În urma efectuării complete tomografii s-a constatat existența unei lame de sânge la nivelul craniului, o hemoragie subarahnoidiană, care a necesitat internarea în secția neurochirurgie pentru monitorizarea stării ulterioare și, în același timp, în echipă complexă cu ortopezii, de reducerea fracturii și de imobilizarea acesteia. Bărbatul prezenta fracturi multiple și traumatism craniocerebral cu acumulare de lichid. Din cauza stării în care se afla, el nu a putut fi testat cu aparatul alcool test și nu i s-au putut recolta probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe drumul județean 209A, în localitatea Găinești, din comuna Slatina, un tânăr de 23 de ani localnic, în timp ce conducea autoturismul, a surprins și accidentat un bărbat din localitatea Găinești care se deplasa pe partea carosabilă a drumului din sensul opus de mers. Din accident a rezultat vătămarea corporală gravă a pietonului. Din cauza stării în care se afla, victima nu a putut fi testată cu aparatul etilotest. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ, după care i s-au recortat și probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitatea alcoolemiei. Polițiștii efectuează în continuare cercetări în cadrul unui dosar de cercetare penală pentru stabilirea condițiilor producerii evenimentului rutier. Șoferul folosea centura de siguranță și a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.